Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi voi face citirea generală pentru o zi de vibrație 22. Luați de aici, vă rog, doar mesajele cu care rezonați voi cu adevărat și ce nu, să lăsați deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru sprijin și pentru suport. Să vedem despre ce este vorba așadar astăzi. Înainte de toate, voiam să vă spun că în curând mă apuc de filmat clipurile pentru zodiile din luna martie. Luna martie va fi una destul de încărcată așa energetic. Știți că cel puțin mie la zodii mi-a ceva timp, pentru că ridic realmente pentru fiecare zodie în parte harta astrologică, studiez tranzitele și acest proces este unul de durată, plus că, așa cum am menționat ieri, este și vacanța copiilor, pot să filmez doar în anumite intervale orare și ne descurcăm cum putem. În altă ordine de idei, tot răul spre bine, bine că suntem sănătoși, bine că putem face aceste lucruri, bine că există acest nod nord în berbec în conjuncție cu Chiron acum, care ne spune gata cu lamentarea, gata cu provocările, asta este, faci rai din ce ai, așa cum am spus și în citirea de la numărul 21, și important este să încerci. Nu să rămâi cu gândul și cu speranța, cum ar fi fost dacă, sau cu dubiul. Și pentru că tot vorbim despre dubiu, astăzi, pe vibrația 22, avem în Lenormand răscrucea de drumuri. Răscruce de drumuri care vine cu foarte multe oportunități, dar vine deopotrivă ca orice sabie cu două tăișuri și cu dubii. Ce să fac? Care este calea corectă pentru mine în acest moment prezent? Asta este, de fapt, cheia, să mă gândesc la momentul prezent, luând în considerare experiența mea de viață de până acum, pentru că aceea, cu cât este mai înțeleasă și mai integrată, cu cât descoper mai multe lucruri din trecutul meu, din subconștientul meu, cu atât mai ușor sau mai benefic îmi poate fi acest moment prezent, care evident creează viitorul, ziua de mâine. Nu timpul se desfășoară pentru noi, noi ne mișcăm pe axa timpului, nu timpul se întâmplă, nu timpul se mișcă, timpul este acum și noi navigăm, să spunem așa, prin timp. Răscrucea de drumuri, multe oportunități, avem numărul 22, iar în tarot ne putem gândi la lumea ca arcană și la magician, ne putem gândi la înalta preoteasă, ne putem gândi inclusiv la împărat. Numărul 22, care este un număr maestru în numerologie și care însumat ne dă 4. Vedeți, pot alege toate aceste lucruri care îmi sunt mie la îndemână, doar că trebuie să aleg o singură cale. Mă ajută vibrația numărului 22 să construiesc un drum înainte către ceea ce îmi doresc, să ajung la destinația mea, însă, în egală măsură, pot avea aici o umbră de regret sau să mă gândesc cum ar fi fost dacă. Nodul nod astrologic din berbec în acest moment spune gândește cu mintea ta și ia o hotărâre. Berbecul este guvernat de Marte, Marte care în acest moment se regăsește în vărsător și spune ia o hotărâre și mișcă energia, fă un pas înainte pentru că ulterior te poți adapta. Vărsătorul este semnul inovației, fă ceva ce în mod normal nu ai face, îndrăznește, vrei să fii un artist foarte bun, important este să mergi în studioul de înregistrări și să înregistrezi o piesă. Ulterior, dacă nu-ți place cum se aude, poți exersa. Cam asta este energia zilei. În alta preoteasă spune subconștient lucrurile pe care tu le știi deja, încă de la naștere, încă din pântecul mamei, încă din vremurile de demult apuse, să-i spunem așa, și din alte vieți. Tu știi, cunoașterea toată este în tine, că există oameni în jurul tău care îți mai livrează din când în când câte o informație, nu înseamnă că tu nu știi. Noi toți avem acces interior la aceeași cunoaștere, atât că alții poate își amintesc mai repede sau poate își dedică mai mult timp în această sferă, să spunem așa. Vorbim aici și despre împărat, împăratul care este antreprenorul, o decizie care poate are legătură cu afacerea, cu vreo chestiune legată de familia ta, de casa ta,
care poate necesită acum atenția ta în mod deosebit, pentru că împăratul este stăpânul casei, este cuvântul care contează și cântărește cel mai mult în acest moment. Pe de altă parte, numărul 4 înseamnă și arhitectura. Poate vrei să construiești ceva, un business nou, poate vrei să deschideți o nouă afacere, să spunem așa, sau vă gândiți, aveți niște planuri. Indiferent care este tema voastră de interes în acest moment și unde vă sunt gândurile predominante, important este să faceți un pas înainte. Nimic nu este static, ne spun legile universale că totul este în continuă schimbare și că nimic nu se pierde, totul se transformă, se reciclează. Suntem în spirala vieții. Astrograma momentului ne indica un ascendent în leu, un ascendent în leu care are putere, are forță, ne indica faptul că soarele deja a intrat în pești și este în conjuncție cu Saturn. Un soare în pești în conjuncție cu Saturn merge pe calea deja bătătorită, pe obiceiurile vechi. Însă, soarele este și în cuadratură cu Uranus, adică în aspect tensionat cu Uranus. Și interesant este că atât Uranus cât și Saturn în astrologia tradițională veche sunt guvernatori de vărsător, dar Uranus în astrologia modernă înseamnă inovație, noutate, în timp ce Saturn înseamnă tradiție și să fiu conservator. Vreau să fac ceva nou, dar nu-mi dau seama că merg pe aceeași cărare bătătorită de alții, că eu vreau să fac ceva nou pentru mine, dar poate nu este ceva nou în piață, că vreau să mă împac cu cineva, dar folosesc aceleași tertipuri sau aceeași mentalitate ca și înainte. Și Uranus cu soarele în pește acum practic ne indică că trebuie să avem o sclipire de geniu, că trebuie să fim expresia noastră autentică și să nu ne pese de ce spune gura lumii, pentru că nimeni nu este stăpân pe gândurile tale, pe informația din mintea ta și pe sufletul tău. Doar tu. Asta ne spune această zi, că pentru a putea avea o viață foarte frumoasă, trebuie să gândești cu capul tău și că trebuie să îți asumi viața. Ia să vedem ce ne-a căzut aici. Iubire necondiționată sau iubirea universală. Știți că v-am mai spus despre cartea Cheile genelor de Richard Rudd, poate avea legătură cu numărul 25 și călătoria sufletului tău. Vedeți că se repetă această temă a alegerilor. Sufletul tău cere o schimbare, despre o schimbare pe care acum o poți face, care îți este la îndemână, chiar dacă tu poate nu-ți dai seama de forța ta interioară în acest moment, poate avea legătură cu familia ta, cu neamul tău, cu viețile tale anterioare, unde în acest moment ești împins de la spate, fie că îți dai seama, fie că nu, să acționezi. Și pentru că numărul 4 exprimă practic pătratul, casa, pereții, zidul, tentația omului, în mod normal, este să opună o rezistență, să se lovească de răspunsuri rigide, de o mentalitate destul de limitativă. Este, practic, această zi un moment oportun prin care să vă deschideți mintea și să faceți lucrurile așa cum voi simțiți că se pot face, pentru că în fiecare dintre noi există intuiție, atât că unii nu o ascultă. Practic, călătoria sufletului aici ne vorbește despre faptul că sufletul nostru aici în planul fizic a experimentat diverse lucruri până în acest moment prezent și s-a tot lovit de condiționările societății, să spunem, care, da, sunt într-o oarecare măsură impuse, pentru că avem aici legi în spațiul fizic. Însă există și legi universale care ne spun că dacă noi suntem corecți și dacă nu încălcăm liberul arbitru al nimănui și dacă poate cineva vă învinuiește de ceva, toate aceste lucruri ies cu siguranță la suprafață dacă intențiile voastre vis-a-vis de altcineva sunt unele pure, corecte. Avem ordinea. Ia uite, să mergem înainte.
ce să fac, să avansez, să fac ceva, să mai aștept, să fac ceva, să mai aștept. Exact așa ne spune această zi. Să gândiți cu mintea voastră. Este o zi în care mai degrabă să luați decizia voi pe cont propriu decât să vă adresați cuiva pentru un sfat. Nu este nimeni aici decât noi, oameni buni sau dragilor. Vedeți? Tribul vostru, neamul vostru, familia voastră. Pe de altă parte, oamenii aceștia care sunt aici în acest spațiu, în acest moment dat, nu pot vedea dincolo de acești munți. Și ieri am avut muntele. Muntele care am spus că odată ce este cucerit, voi clar veți fi într-o condiție fizică debordantă, foarte bună, și veți avea și o experiență în plus la portofoliul vieții voastre. Deci tot ceea ce faceți voi înseamnă să manifestați, să creați. Voi vă creați fiecare zi de când vă treziți și până mergeți la culcare seara. Este foarte important să vă lărgiți gândirea, aria de interes, modalitatea prin care faceți voi lucrurile, să încercați să cercetați, să căutați, să vă documentați pentru a ajunge la o soluție foarte bună. Și calea începe și se termină undeva. Însă este o rună din mitologia nordică și această carte ne indică faptul că într-o oarecare măsură trebuie să începeți ceva sau cineva din grupul vostru, de prieteni apropiați, din familia voastră, vrea să înceapă ceva, vrea să facă ceva. În legătură cu voi, voi aveți de făcut ceva pentru cineva sau pur și simplu sunteți în fața unui început real și oscilați, aveți dubii. Energia ne spune că nu există un lucru greșit în mod direct, ci există experiență și efecte care, dacă nu ne plac, le putem schimba. Roata karmei, casa 8-a în gemeni. Karma și dharma, nodul sud și nodul nord, adică berbecul și balanța, axa relațiilor, axa existenței, lucruri care sunt inevitabile, cauza și efectul, exact cum spuneam, intervenția divină, ciclicitatea, dar și ciclul acesta normal al vieții, pentru că noi nu mergem pe o linie întinsă, este fie punctată, fie sunt cărări care nu sunt neapărat de fiecare dată ușor de parcurs și consecințe. Justiția care este oarbă. Se pare că în această săptămână justiția va lucra și cu siguranță, puritatea sufletului vostru va triumfa. Aici mai vorbim despre cineva cu care voi aveți deja o relație, cu care sunteți deja în parteneriat, care să știți că pe de o parte vă bârfește, pe de altă parte vă admiră. Dar dacă aveți în jurul vostru acest gen de persoane, sigur cu siguranță vor plăti pentru energia negativă care poate este direcționată către voi. Pe de altă parte aici vorbim despre niște contracte, despre o afacere, despre niște taxe și impozite pentru care trebuie să vă faceți acum cumva temele, despre o pensie alimentară, despre faptul că în relația voastră care este stabilă de căsnicie, pentru că vorbim despre casa 8 aici, lucrurile se pot îndrepta, puteți discuta despre un început sau poate voi și partenerii voștri de viață aveți aceste dubii, ce să facem și către ce să ne îndreptăm. Este foarte important să încercați. Și uneltele, casa întâi în Capricorn. Practicalitate, abilități, resurse pe care le aveți la îndemână și modalitatea prin care darul vostru nativ poate fi pus în practică în acest moment. Este o energie masculină aici, energia masculină a magicianului, care spune acum fac,
pur și simplu, fac. Nu știu cum se face asta, nu-i nimic, mă apuc și fac. Dacă cumva oscilez, înseamnă că mi-este teamă sau procrastinez, pentru că am vorbit ieri despre procrastinare. Adică cumva aștept să-mi pice așa de undeva din cer și nu prea pică, pentru că dacă eu aștept să-mi pice, mă voi lovi de neîmplinire, de nefericire. Când vreau ceva cu adevărat, trebuie să fac. Dacă spun că nu pot, înseamnă că nu vreau suficient de mult. Pe de altă parte, aici vorbim despre o tradiție care trebuie urmată, despre ceva tradițional, despre casa voastră, familia voastră, care acum începe ceva sau ceva care se reglează la nivel de familie, la nivel de suflet, la nivel de relație de iubire, inclusiv la nivel de relație părinte-copil. Se reglează niște chestiuni care poate v-au stresat, care v-au nedumerit, care v-au traumatizat pe unii dintre voi, pentru că avem casa scorpionică. Să te bucuri de începuturi noi, să sărbătorești, să socializezi și să te schimbi. Sau poate cineva din mediul tău apropiat, din proximitatea ta, dintre cunoscuți, dintre prieteni, cineva din relația cu tine în mod direct, cineva cu care ai o relație, să spunem așa, se schimbă, caută să se schimbe în urma unor discuții pe care voi le-ați avut, dacă ați tot reproșat cuiva ceva sau dacă ați spus din suflet și cu intenții pure. Există aici o schimbare care nu poate fi evitată. Numărul 4 în cheile genelor în cartea lui Richard Rudd înseamnă și iertare. Cineva s-ar putea să vă ceară iertare sau s-ar putea voi să fiți nevoiți să cereți iertare. Gemenii ca arhetip într-o vibrație joasă, joasă de tot, înseamnă și minciună, bârfă. Și atunci s-ar putea să nu existe, pentru că am avut ieri tema adevărului unde cad măștile. Și vă dau un exemplu. Un om crede că este acest semizeu, că nu face nimic rău, dar în esență face, doar că nu se vede pe sine și atunci arată în exteriorul său către ceilalți ce fac ceilalți, iar omul respectiv este veșnic nemulțumit. Cam așa se întâmplă. Cam așa se întâmplă. În zona de relații avem 6 de băte. Pajul de monede, în zona planului material, 10 de cupe, 3 de monede, frumos, în zona emoțională, 6 de spade și 2 de cupe. Ce frumoase cărți! În zona relațiilor, 6 de băte și pajul de monede. Pentru cei care sunteți singuri, ia uite aici, căluțul acesta are această legătură, acest ham, nu știu cum se numește în literatura de specialitate chestia asta de aici, dar este pe al treilea ochi. În zona voastră de relații, pentru cei care sunteți singuri, și avem și culoarea galben, care este în strânsă legătură cu plexul solar. Vitalitate, ceva foarte radiant, sunt magnetic, sunt atrăgător, sunt senzual, sunt frumos pentru ceilalți. Pentru cei care sunteți singuri în acest moment, pentru unii dintre voi există cineva care v-a văzut, care vă place, care ar vrea să facă un pas înspre voi, însă în egală măsură oscilează, are dubii, pentru că voi radiați probabil în această zi foarte multă încredere sau poate profilul vostru din mediile de socializare arată ce viață bună aveți voi și omul acesta se întreabă ce aș putea eu să-i mai ofer, cu ce aș mai putea eu să contribui, nici măcar nu se uită la mine. Pe de altă parte, voi, dacă vă gândiți la un potențial partener de viață, este necesar să aveți mai multă încredere în voi și să emiteți intenția în univers, pentru că cu această încredere în voi și cu gândul că, măi, dacă este de suflet, este iubire acolo universală, nu am niciun fel de așteptare de la omul ăsta și nu-l condiționez. Vreau să cunosc un om și să am o relație ușoară, unde să avem un sens în viața asta.
comun și să meargă totul de la sine, puteți întâlni pe cineva. În fiecare zi aveți această ocazie. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aici dacă aveți copii, unul dintre copiii voștri sau copilul vostru are parte de o realizare foarte bună. Primiți niște vești bune în legătură cu al vostru copil. Pe de altă parte, aici pot fi partenerii voștri de viață care vă fac un cadou, care vin cu o propunere, care vin cu un plan de vacanță, de călătorie și voi vă veți simți măguliți, apreciați. Vorbim aici despre apreciere din partea partenerului de viață. Pe de altă parte, s-ar putea să fie vorba aici despre voi și partenerul vostru de viață care vreți să achiziționați fie o excursie, fie o mașină, fie aveți niște planuri de extindere, vreți să faceți ceva pe cont propriu, în afacere și acest lucru poate fi de real succes. Pe de altă parte, s-ar putea unii dintre voi aici să aveți niște discuții în cuplu care să aibă legătură cu cât de valoros sunt sau care dintre noi contribuie mai mult la relația noastră și să intervină acest orgoliu, pentru că aveam și ascendentul în leu. Și ne place sau nu ne place, leul înseamnă mândrie și ego, într-o vibrație joasă, într-o vibrație înaltă înseamnă iubire și generozitate. S-ar putea ca ai voștri copii să se apropie de niște examene și să aibă trac, să fie timorați, să fie timizi și voi să lucrați cu ei la aceste lucruri. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, să știți că aici cineva așteaptă o veste de la voi sau se întreabă dacă voi mai sunteți disponibili sau nu. Pare că în ochii celor de care v-ați despărțit, faceți bine, vă prezentați bine în exterior sau ceea ce aud ei despre voi sunt lucruri bune și se întreabă, oare ce-o face? Văd că îi merge bine. Să vedem mai departe, să aprofundăm. Regele de băte pentru cei care sunteți singuri. Poate apărea cineva foarte cuceritor aici, pentru că există această tendință de sunt bine, sunt frumos, mă simt bine în pielea mea și atunci atrag pe cineva care să-mi facă față la nivel energetic modului în care eu vibrez în acest moment. Regele de băte este un om foarte, foarte hotărât, dar este și un om foarte grăbit, este și un om care vrea foarte multă atenție și este și un om care este orgolios. Cu regele de bâte aici și cu șase de bâte, vorbim despre cineva care se vede doar pe sine. Atenție să nu atrageți acest gen de partener în viața voastră. Deci există pajul de monede aici care ne întoarce cu picioarele pe pământ și spune stai puțin dacă este vorba despre voi. Fii mai atent, fii mai răbdător, iar dacă este vorba despre altcineva, întrebați care îi sunt intențiile, clar, scurt și la obiect, pentru că atunci vă veți convinge și nu veți pierde timp inutil sau nu veți risipi sentimente în ceva ce știți că nu va funcționa. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, partenerii voștri de viață vor avea un zvâc, v-am spus, este o zi în care pot lua o inițiativă sau ar vrea să inițieze ceva, să facă ceva, să vă facă o surpriză, să deschidă discuția despre o vacanță, despre treburi de genul acesta, despre o investiție, unde să aveți grijă că s-ar putea voi să fi reacționat în trecut într-un mod care nu le-a fost pe plac și acum să aibă rețineri. Dacă vă fac vreo surpriză, vedeți că au o reținere la modul în care s-ar putea să reacționați voi în legătură cu ideea de surpriză. Pe de altă parte, vorbim despre partenerii voștri care sunt foarte hotărâți să facă niște schimbări care duc către evoluție și către viața voastră de cuplu. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, după cum spuneam, omul la care vă gândiți voi, de care v-ați despărțit, este în acest moment învăluit într-o arie de aroganță. S-ar putea ca voi să fi transmis așa subliminal, poate nici nu v-ați dat seama, către cunoștințe sau prin mediile de socializare semnalul, uite ce bine sunt, iar acest om să aibă o strângere de inimă, cum se spune, sau să fie deranjat de faptul că voi sunteți atât de bine fără ei și să intre într-o vibrație arogantă la modul ce mai faci, am înțeles, da, a, ești bine, aha, am înțeles. Și să stârniți chiar și invidia oamenilor din jurul vostru.
Avem pajul de bâte, o energie foarte magnetică. Este în continuare Venus în conjuncție cu Marte și aici este energie și sexuală multă, dar este și foarte multă nevoie de a demonstra celuilalt cât de bun și de capabil sunt. Și este o energie aici foarte interesantă. Cea a Soarelui și cea a lui Saturn, care spune lucrurile sunt mult mai bune atunci când ești răbdător. Când le iei pas cu pas, procedural, corect. În acest context, pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, dar urmați acei pași tradiționali. Am înțeles, vorbim azi puțin, mâine puțin și tot așa, fără să apăsăm accelerația. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aveți de lucrat la ideea asta de orgoliu, de cine are dreptate sau cine pe cine controlează. Pentru că aici cineva domină relația și celuilalt nu-i place sau se simte cumva umil. Este o vibrație, vibrația lui 4 cere un pic de modestie. Iar în lumea în care trăim, toată lumea e mai deșteaptă ca toată lumea. Suntem toți numai deștepți, dar lucrurile vedeți și voi cum merg pe dos. În altă ordine de idei, copiii voștri, dacă aveți provocări cu un copil în relație, aveți capacitatea să conduceți prin puterea exemplului, să îi arătați modalitatea prin care să fie mai puternic, mai încrezător, să nu mai fie timid, etc. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, există această energie de tachinare. Există și o energie de emisie, așa cumva, pe undă sexuală, de pasiune, dar este tachinare să-i arăt eu lui să vadă că sunt bine sau să-i arăt eu ei că sunt bine. Încercați să ieșiți din această zonă pentru că nu se întâmplă lucruri bune, adică nu ajungeți la zona de sentimente, de iubire pură și sufletul vă arată că lucrurile trebuie făcute în ordine. Mai bine te abții decât să avansezi, să faci un pas înainte când ai o stare emoțională joasă. Lume de ieri, pentru că ceva se va regla de la sine, lucrurile se vor rezolva de la sine astăzi. Dacă apar în viața voastră fel și fel de pețitori, fie că vorbim despre doamne sau domni, aceștia, dacă voi știți ce vă doriți și vă doriți o iubire de suflet pură, corectă și cinstită, vin către voi, dar voi vă convingeți, ei pleacă, până când veți găsi acel om cu care să fiți într-o relație și să fie totul lin, să curgă ușor. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, neînțelegerile voastre pot ajunge la o concluzie și voi puteți ieși din această poveste, din această etapă a vieții voastre de cuplu mai înțelepți. Însă cineva trebuie să cedeze aici. Există o temă a unuia dintre voi doi care trebuie să cedeze și să fie un pic mai modest și mai empatic. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, lucrurile parcă sunt încheiate. Și cu toate astea vrem să ne demonstrăm unul celuilalt, uite ce ai pierdut. Ieșiți cumva din această stare pentru că se pot și relua lucrurile, dar le reluați pe această vibrație de eu am dreptate, uite ce ai pierdut, uite ce valoros sunt. Să vedem mai departe. Întâlnire. Pentru cei care sunteți singuri, v-am spus, este o zi așa în care, știți cum sunteți voi ca o floare și vin fel și fel de albine, așa roiesc în jurul vostru. Ei, încercați să atrageți totuși regina, nu bondarul, ceva de genul acesta. În funcție de voi, veți ști, vă veți convinge sau puteți să faceți așa curat în mintea voastră și în sufletul vostru ca să puteți atrage pe cineva cu care să ajungeți și într-o relație stabilă, nu să fie doar fel și fel de trubaduri sau, nu știu, minți rătăcite care nu știu ce vor de la viață pentru că se încurcă, vedeți, intrați în labirint aici povestea și nu vă ajută. Pentru cei care sunteți în relația de familie, aveți nevoie de relaxare și aveți nevoie să stați față în față. Față în față egal, nu e nimeni mai presus ca nimeni. Pe lângă faptul că în această viață nu e nimeni mai presus ca nimeni, dar nimeni, nu e nimeni special, nu e nimeni ales, nu, nu, nu. Nu, asta este evident opinia mea, nu înseamnă că voi trebuie să o și urmați sau să fiți de acord cu ea. Din punctul meu de vedere, nimeni nu este mai presus ca nimeni, indiferent cine ești, ce știi să faci, ce și cum gândești. Nu. Suntem toți egali, singura diferență este că după naștere am avut mediul
social diferit și mediul în care creierul nostru s-a dezvoltat diferit. Și apoi, trebuie să stăm față în față și să ne ascultăm, să ne respectăm reciproc și aceasta este o oportunitate în care, uite, să sărbătoriți iubirea, să sărbătoriți relația și veți vedea magia. Iar pentru cei care sunteți în perioada aceea de separare, uite, pare că s-a închis treaba, exact cum am spus, dar, în egală măsură, există și o oportunitate să vă întâlniți față în față și de acolo să apară acest sunt bine sau știți cum se face, că așa se făcea și în școala generală și la liceu. Ei, încercați să nu vă conectați la acest gen de abordare pentru că nu va da roade bune. Veți putea începe ceva, dar veți suferi același tip de dezamăgire pentru că nu vă veți fi schimbat nici voi, nici partenerul, omul de care v-ați despărțit. În egală măsură puteți întâlni pe cineva nou. Aici avem noi începuturi. Puteți întâlni pe cineva nou care să vă ajute să ieșiți din această vibrație a nevoii de a demonstra cât de buni sunteți. Să vă accepte așa cum sunteți voi, fără măști. Mâine sună promițător. Puteți să vă întâlniți în curând cu fostul, cu fosta din întâmplare. Puteți să întâlniți pe cineva alături de care să intrați într-o relație frumoasă în curând, iar discuția pe care o puteți purta cu partenerul vostru de viață poate fi în curând. Aș putea spune că alegerea vă aparține pentru că voi sunteți aici, în fața acestei răscruci de drumuri și vedeți cum are această temă a felinarelor. Mi se luminează mintea și văd așa foarte clar pe ce drum trebuie să merg. Văd că pot fi într-un mod anume, în alt mod anume și așa mai departe, dar practic alegerea trebuie să vină din suflet. În zona planului emoțional se încheie ceva. Ceva ce ți-a așteptat, uite, ceva la care ați muncit foarte mult, acum dă roade. Și cum dă roade? Și cu satisfacție personală și cu mulți bani. Un nou loc de muncă, sprijin din partea colegilor, în familia voastră vin niște bani, în familia voastră vin niște vești bune, vin niște cadouri. Să vedem. 10 de cupe este împlinire, este o zi ușoară în care am bani să fac ce-mi doresc eu, așa. Uite, regina de monede, stabilitate, șeful, șefa îmi face un compliment, îmi spune felicitări, îmi recunoaște munca, îmi promite niște bonusuri de care pot beneficia și se și ține de promisiune. Pentru alții dintre voi sunt noi proiecte, noi colaborări pe care să le faceți, noi cursuri care vă vor aduce bani, vă vor aduce stabilitate. Dacă nu antreprenoriatul, măcar senzația că sunteți pe propriile voastre picioare. Steaua, cărți foarte bune în planul material. Este ca și făcut, exact așa, ca și făcut. Poate fi și ceva legat de instanță, poate fi o veste bună în legătură cu mama, cu însănătoșirea mamei, cu mama care are nevoie de niște bani. Ok, dacă se aplică. Cu gestionarea casei, cu gospodăria, ca așa spunem noi aici în România. Totul cumva se așează foarte lin astăzi în poveste. Pe de altă parte, aici unii dintre voi vreți să construiți o casă, vreți să luați o casă, unii dintre voi puteți primi o moștenire care a aparținut neamului vostru, familiei voastre sau vine vremea în care voi să fiți stăpânii casei voastre sau stăpânii casei în care locuiți acum. Nu știu dacă are sens, dar asta văd. Uite, regina de spade, semnarea unor acte, niște discuții, niște planuri de viitor, dar planuri concrete cu oameni corecți și cinstiți, niște parteneriate din trecutul vostru pe care acum le lămuriți sau este vremea să vă asumați mai bine rolul, viața la nivel financiar, să fiți mai serioși, să vă țineți mai mult de planul vostru, să investiți timp și să alocați energie în această direcție pentru că vă întoarce bani. În zona planului emoțional, bucuroși, le-am duce toate. Să vedem ce avem aici. Avem 6 de spade și 2 de cupe. Vindecarea sufletului. Pe de altă parte, vorbim despre vindecare. Vedeți că avem caduceul.
vindecare, o veste de la medic care îmi spune că mă vindec, că intru în remisie pentru unii anume, sau că cineva în apropierea mea intră în remisie, că există tratament, că tratamentul dă roade. Pentru alții dintre voi este vorba despre relația de iubire. În sfârșit, după ce am mers singur așa eu cu barca mea, într-un ocean mare și am stat singur, am fost trist, îmi întâlnesc partenerul. Vedeți? Partenerul este calea. Sunt pe drumul potrivit și pe acest drum îmi întâlnesc atunci când vine momentul oportun partenerul alături de care sărbătoresc, alături de care voi vedea că viața poate fi și altfel. Cine este catalistul acestui lucru? Voi și schimbarea care se petrece în voi acum. Pentru că, după cum spuneam, voi vă mișcați prin timp. Când sunteți aici în barcă, vă dau un exemplu, când mâna mea e aici, este secunda numărul 1, când am mutat-o aici, este secunda numărul 2. Deci eu m-am mișcat prin timp, nu invers. La nivel de sănătate, poate fi ceva legat de tuse, de plămâni. Din nou, ideea de stomac și de rinichi. Regele de cupe, întâlnesc pe cineva care mă iubește și de care și eu mă îndrăgostesc. Cineva îmi apare în cale, neașteptat, în timp ce eu îmi vedeam de viața mea. Ia uite, 2 de cupe, clarifică 2 de cupe. Întâlnesc pe cineva. Cineva mă iubește. Cineva te iubește. Șapte de băte. Cineva va lupta pentru iubirea ta. Cineva vrea să lupte pentru iubirea ta. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva care clar va începe să aibă sentimente pentru voi, va avea și va lupta pentru voi. Dacă sunteți în relații deja formate, nu vă mai luptați. Vă iubiți? Nu vă mai luptați. Pentru că vă scapă din vedere acest lucru. Nu stați în casă cu dușmanul, cel puțin așa ar trebui să fie. Și dacă nu este așa, discutați și întrebați-vă ce s-a întâmplat acolo pentru a putea lua această hotărâre. Ce facem? Mai stăm împreună sau nu? În zona sănătății aveți nevoie de mai multă mișcare? Aveți nevoie să luați o hotărâre legată de ceva la care nu puteți să renunțați, la dieta alimentară. Dacă vorbim aici despre alcool, alcoolul înseamnă spirit care este clar ideea de frecvență joasă care ne preia conștiința, deci. Și 7 de cupe. Alegeri. Veți avea alegeri de făcut. Nu este un lucru ușor în această perioadă. Trebuie să renunțați unii dintre voi la ceva pentru a putea avea parte de acest nou început. Dar întotdeauna ceea ce începe în viețile noastre se prezintă în punctul de zero cu potențial major de succes real. Că ajunge să nu mai fie așa este datorită nouă și celor cu care interacționăm. Avem noroc. Norocul este de partea ta. Orice ai alege, într-o oarecare măsură, este parte din experiența ta de viață și chiar dacă te mai pierzi pe drum, până la urmă, urmei ajungi la destinație. E, important este cum ajungi la destinație și ce ai învățat când ai ajuns aici. Pentru alții dintre voi, cineva în sfârșit se hotărăște să își ia inima în dinți, să facă un pas important înainte. Persoana aceasta luptă pentru tine. Pentru unii dintre voi este cineva aici care neapărat vrea să vă dovedească ce simte pentru voi. Oh! O nouă direcție, vedeți? 45. 4 ziua de astăzi și 5 vibrația zilei de mâine, cum ar veni schimbarea care ne bate la ușă și numărul 9. Este 9 este umanitatea din noi, este cifra divinității. Am vorbit și ieri despre Kant, cum îl vedea pe nou întors, care este fix același lucru cumva. Este desprindere din energia supremă. Nouă este ajutorul pe care tu îl dai celorlalți. Când tu faci ceva din suflet și intenția ta este pură, indiferent câte obstacole ai și ce se întâmplă în viața ta, tu ai parte de ceea ce ai semănat. Noroc! Talismanele.
de salpină mână o inițială și mi-a căzut aici altă inițială. Nu avem chimie. Apă și ulei. Trebuie să ne respectăm așa cum suntem. Chiar dacă nu ne înțelegem în totalitate, trebuie să ne respectăm părerile. Nu înseamnă că dacă părerile noastre sunt diferite, unul dintre noi este mai deștept sau mai presus. Te iubesc. Poate părea un pic dramatic. Aici avem regele de cupe, care este un pic dramatic. Este arhetipul scorpionului și poate părea așa foarte intensă o dragoste anume, cum simt să-mi rup hainele, îmi vine să fac lucruri, să ne liniștim. Energia pajului de băte spune că orice potențial de relație fericită acum trebuie să fie realistă și cu picioarele pe pământ. Ceva ce se încheie și deopotrivă începe. Uite, începe un nou drum. Aventura te așteaptă în sensul că este o nouă călătorie pentru tine și avem tema unui nou drum. Trebuie să acționezi cu inima deschisă și cu intenție pură în permanență. Vei avea parte de oameni buni care te ajută și te ghidează, îți vor sta alături. Uite, soarele. Soarele care este în conjuncție cu Saturn și ne spune să nu visăm cu ochii deschiși, ci să fim foarte realiști. Aici avem acest iepuraș pe bicicletă. Oricât de frică ne-ar fi să facem un pas înainte, trebuie să o facem. Pe de altă parte, să știți că cineva vă iubește, dar este teamă să vă spună că vă iubește. Fie se teme de reacția voastră și voi credeți că nu vă iubește, fie pur și simplu aveți o istorie împreună și acea istorie a fost cu de toate și cu ceartă și cu vorbă bună și se teme acum. Dar vine ora când, și uite, din nou vorbim despre numărul 9 și numărul 12, miezul zilei, miezul, să vă uitați în sufletul vostru, uite, avem o inimă, să vorbiți de la suflet, de la suflet cu cineva, cineva te iubește de la suflet, de la suflet. Dacă în planul fizic, în viața voastră, în rutina voastră, pare că nu, vă iubește. Aici este foarte important să ne deschidem, cumva, la ideea de iubire pură și necondiționată și aceea se întâmplă. Uite, până la urmă vă declară iubirea. Chiar dacă tremură genunchii, cineva prinde curaj până la urma urmei să spună ce are pe suflet. Un drum pe care îl faceți, care s-ar putea să nu fie neapărat așa cum vă doriți voi, să nu rezolvați din prima, dar, până la urma urmei, rezolvați ce aveți de făcut, dacă veți fi calmi atunci când pare că lucrurile nu vă ies de la început. Va fi nevoie să fiți calmi într-o situație și veți avea doar de câștigat dacă vă păstrați calmul. Aici vorbim despre înfrumusețarea cuiva, poate fi aici întâlnirea cu cineva anume și uite, ți-arăt ce valorez, cum sunt. Mă scuzați, doarme cățelușa mea. Doar aici stă, deci de câte ori filmez, e cu mine aici. Și atunci, uite, s-ar putea să fie o întâlnire din aceasta de 5 stele în care arătăm unul altuia ce grozavi suntem, dar de fapt afișăm o mască. Nu este timpul pentru așa ceva. Trebuie să pictăm adevărul, trebuie să arătăm adevărul. Este ceva artistic aici care se poate întâmpla. Aveți o voce, niște cuvinte ale cuiva vă bucură, ceva ce auziți vă bucură, cineva vă vorbește, e o surpriză, vă caută, e o surpriză și vă bucură. Semnul scorpionului este aici, casa 8, în gemeni. Cineva s-ar putea să ezite, dar până la urma urmei o face. Și avem așa, inițialele V, E, J și X, o îmbrățișare. Aici avem vej, poate fi vitejie. Ieri am avut numărul 21 și în cartea lui Richard Rudd este la cheia genelor 21 vitejia. Cineva prinde până la urma urmei curaj să vă spună ce simte. Sau înțelegeți voi, prindeți voi firul și atunci veți ști să lăsați poate garda jos când este cazul. Eu vin. Ziua de vineri, Venus în conjuncție cu Marte acolo. Venus este zeița iubirii, a banilor, a stimei de sine. Încrederea voastră trebuie să crească. Cu cât aveți mai multă încredere, cu atât mai mulți bani veți avea.
Bineînțeles că vorbim aici despre multe alte lucruri care contează. Bucurie, o bucurie care vine către voi, ceva vă bucură, fie niște bani, fie o persoană iubită, cineva drag, care nu este neapărat partener de viață, vă bucură. Un eveniment, vedeți ceva, vedeți pe cineva și acea stare sau acel lucru vă bucură extraordinar de mult. Între un prânz și o seară, un prânz și o seară, sau poate ieșiți la un prânz, sau poate ieșiți la o cină cu cineva, cineva vă invită. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să aveți o zi minunată, grozavă, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!